că tu iubești foarte mult copiii, de altfel. Când te vedem și pe tine cu... Doamne ajută, nu știu, eu sunt puțin mai de modă veche, trebuie să recunosc, mai întâi trebuie să existe o căsătorie și după aceea copii. Să fie tata. Da, exact. Dar nu numai, cumva, cred că s-a pierdut normalitatea asta undeva pe drum, dar așa este normal să se întâmple. Și mie îmi place să trăiesc așa, pe vechi, pe vintage, da. Să se întâmple totul natural și firesc. Dar cu siguranță să mă vedeți cu peste niște ani. Cu o șatră de copii după mine. Măi, când o să fie primul, după nu mai știi cum să pui stopul. Dar nu, îmi doresc, pentru că știu ce înseamnă să trăiești într-o familie numeroasă. Nu există bogăție mai mare pe acest pământ și binecuvântare și... Nu am cum să-ți explic în cuvinte. Îmi spuneai într-un interviu că atunci când vă puneați la masă, făceați curândul, că n-aveați loc tot. Da. Curândul, dar crede-mă că aș da orice să retrăiesc din nou acele momente. Din păcate, da, din păcate, în momentul de față le trăiesc ceva mai rar, pentru că am un program foarte încărcat și nu prea îmi permite să ajung foarte des acasă la oamenii mei favoriți și dragi, dar de câte ori am ocazia, mă duc. Nu există sentiment mai frumos decât atunci când sunt împreună cu surorile mele și mai ales dacă ne și unim vocile și... Mama voastră a făcut! Cred că următoarea ocazie unde o să ne întâlnim așa cu toate și să și cântăm împreună o să fie anul acesta, în august, când cea mai mică dintre surorile Lorena o să se căsătorească și vrem să-i pregătim așa un moment foarte drăguț, da! Și o să rămân ultima! Nemăritată, da! Ce are ea? Că știu că ești benzina! Lori e prospătură, are doar 21 de ani, dar ea și-a dorit foarte mult acest lucru și, în general, toți membrii familiei mele s-au căsătorit așa foarte de tineri, da. Toate surorile, între 19 și 21 de ani, la mine ceva unde... da, eu n-am făcut neapărat un țel din asta, dar îmi doresc. Sunt convinsă că atunci când o să hotărească Dumnezeu, se și întâmple. Doamne ajută, casă de piatră Lorenei, ce vreau să zic? Îl plac părinții, totul e în regulă. Da, este un băiat care cumva îi calcă pe urmele tatălui meu. A terminat tot facultatea de teologie și vrea să devină pastor. Da, este un băiat foarte bun, foarte studios, dar mai presus de toate ne bucurăm faptul că a făcut-o pe Lorena să fie împlinită 100%, că o iubește, care grijă de ea, că o protejează și asta e cel mai important. Se simte în siguranță lângă el. Să-mi aducă nepoți. Spune că te face și nașă. Zi-mi o exclusivitate că te face nașă. Nașă nu, adică cel puțin n-am fost anunțată până acum. Dar eu pentru surorile mele sunt de toate. Cea mai bună prietenă și soră și de toate. Tot ce au ele nevoie pentru ele, eu o să fiu. Bine, te pup și îți mulțumesc și Doamne ajută să te vedem și pe tine așa, roche de mireasă. Sărbători minunate. Da. Mai e până la sărbători, poate ne mai vedem. Da, o să aflați când e vorba de... Voi puneți banii la saltea până atunci.